Liviu Dragnea acuză în alta curte de casație și justiție de exces de putere. Șeful PSD contestă decizia Instanței Supreme de a menține completele de 5 judecători constituite la începutul anului. Un asemenea complet urmează să judece și recursul președintelui PSD la sentința de condamnare la închisoare în dosarul angajărilor fictive. Controversele privind formarea completelor de 5 judecători de la Instanța Supremă au început după ce a intrat în vigoare modificarea legii de organizare judiciară. Noul act normativ prevede că vicepreședintele în alte curs de casație și justiție și președintele secției penale nu mai conduc completele de 5 judecători, ci toți magistrații din complet sunt trași la sorți. Chiar dacă noua lege a intrat în vigoare, președintele în altei curți a anunțat că modificările legislative nu conțin norme tranzitorii în cazul formării completelor de 5 judecători, așa că schimbările intră în vigoare de abia de anul viitor. Liviu Dragnea cere instanței să anuleze hotărârea în altei curți și să dispună schimbarea modului de formare a completelor de 5 judecători încă din acest an. Liviu Dragnea este judecat în apel pentru instigare la abuz în serviciu, iar magistrații instanței supreme l-au condamnat în prima instanță în luna iunie la 3 ani și 6 luni de închisoare. Isoare cu executare în procesul angajărilor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.